Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Numele Adevărului. În această seară, invitatul nostru este domnul Adrian Gorun, președintele Senatului Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, pentru că de câțiva ani ați dispărut, să spun așa, din spațiul public sau din platoul emisiunilor de televiziune locale și cred că este prima apariție după ani. După vreo 2 ani, cred. Și are o importanță și acest lucru. V-am invitat pentru că aveți o experiență mare. Ați fost președintele unui partid politic din județul Gorj, Partidul Alianței Civice. Vicepreședinte. Știu că ați candidat chiar pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Da, da. Într-o tinerețe mai se dorea, avansată, da. Se dorea un partid al elitelor, un partid al intelectualității. Ați fost secretar general în cadrul Ministerului Educației, astfel că aveți poziția necesară de a comenta actualitatea, să spun așa, social-politică din județul Gorj, dar și de la nivel național. Aș începe cu inerția aceasta care există în municipiul Târgu Jiu. Lucrurile par că nu se mișcă absolut deloc, în schimb se mișcă în celălalt plan al luptei, conflictului politic de la nivelul Consiliului Local. Avem pe de-o parte, îl avem pe primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, reprezentantul și președintele organizații municipale a PNL, pe de cealaltă parte îi avem pe cei de la PSD cu ALDE, care formează o majoritate în Consiliul Local, și există o luptă, un conflict, iar la nivelul orașului lucrurile nu se schimbă, parcă totul este paralizat din cauza acestei lupte, confruntări politice până la urmă. Cum vedeți situația aceasta și care ar fi soluțiile? Percepția cam aceasta este cea pe care dumneavoastră ați dezvoltat-o. Aș face mai întâi o mică precizare privind absența mea de pe ecrane în ultima vreme. Nu, din spațiul public n-am dispărut, dar și mă țin în spațiul public, în special prin ceea ce cercetez și ceea ce public și la conferințele de la universitate sau în diverse momente am apărut, mi s-a cerut punct de vedere, pe diverse posturi centrale. Situația la Târgu Jiu cred că are și particularități, dar are și câteva caracteristici generale care se resimt, cel puțin în ultimul an, foarte serios în plan național. Pentru că este vorba de dispute, de cele mai multe ori, a spune, neîntemeiate și care generează pierdere de resurse și de timp, sterile, de altfel, care poartă o pseudo-amprentă de tip politic și care dispută, care face din lupta politică un instrument care blochează inițiativele, investiții, mai ales în plan uman, și care țin pe loc ceea ce eu denumesc condiția umană. Cine suportă toate aceste consecințe? Cetățenii. Noi, cetățenii din Târgu Jiu, cetățenii din țară. Ceea ce este la Târgu Jiu, în prezent, reprezintă, a spune, un reflex al modalității în care un primar dintr-un partid politic de opoziție, de altfel în plan național,
dar sigur tot de opoziție partidul și în plan local, vine cu o ofertă cu care a câștigat alegeri, deci e un primar legitim și care, să zicem, cel puțin din punct de vedere teoretic, vrea să promoveze oferta lui politică, dar care depinde de structura Consiliului Local. Acum, nu cred că stagnarea este generată de opoziția pe care primarul o are din partea Consiliului. Nu pot să spun asta, pentru că și dacă luăm pe dumneavoastră, cum ați făcut prezentarea foarte bine din punctul de vedere al segmentului stasiologic, adică al partidelor componente din Consiliu, au o majoritate, chiar dacă este artificial creată, împotriva firii, până la urmă, socialiștii cu liberalii, că aici este, desprinde așa, se întoarce la liberalii roșii, până la urmă, din perioada lui 1848, dar în același timp și consilierii locali cred că ar putea să sprijine proiecte de anvergură și proiecte care sunt pentru municipiu. Nu cred că se înțelege bine această fractură, pentru că este într-adevăr o fractură. Și transformarea mandatelor în mandate imperative, adică sensul că ei nu vor aplica sau nu vor da votul decât pentru ceea ce le permite partidul, este un aspect ne la locul lui pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu. Pentru că în momentul de față, chiar dacă provin din partide diferite, și consilierii, și primarul sunt ai municipiului Târgu Jiu. Adică trebuie să treacă peste aceste limite pe care le impun formațiunile politice de care aparțin. A face opoziție doar de dragul opoziției, numai pentru a te contra într-un anumit domeniu, este și ne la locul lui și a spune că este neprofitabil pentru comunitatea târgujeană. Lucrurile stagnează, cred, și pentru motivul că proiectele cu care ar trebui să fie puse în mișcare nu sunt cele mai serioase. Mă întreb și vorbeam și înainte de emisiune. Există în momentul de față în gândirea celor care decid, din punct de vedere administrativ, și administrativul sigur că are în spate tot politicul, până la urmă, există un concept bine articulat privitor la evoluția durabilă, și accentuez termenul durabilă, a municipiului Târgu Jiu? Eu cred că există doar fragmente, există doar părți din ceea ce ar putea să producă o evoluție în plan pozitiv a municipiului Târgu Jiu, dar acest concept nu există. Și disputele se fac, am mai urmărit, deci urmăresc ce se întâmplă în spațiul public și mai ales aici, că ne interesează, ce spune, și urmăresc nu numai din perspectivă personală, și din perspectivă instituțională. În sensul acesta, domnule, există multe colegii de prestigiu în municipiul Târgu Jiu. Există o universitate în municipiul Târgu Jiu. Cât de bună este relația aceasta biunivocă între decidenții administrativi și unitățile de învățământ sau instituția de învățământ superior? Și spun că din punctul de vedere al vorbelor, care la un moment dat devin lozinci, se stă foarte bine. Atunci când este vorba de o evaluare a faptelor, lucrurile nu sunt cele mai bune și chiar dacă primarul provine dintre cadrele didactice din universitate, eu spun că ar trebui să mai întâi să găsească canalele prin care să comunice cu consilierii, să pregătească bine înainte de ședințele de plen la nivelul comisiilor. Dar poate că mai există și alte căi. Ceea ce dorește să propună și
apoi, sigur, să găsească susținătorii pentru proiectele respective. Dar consilierii sunt totuși legați de partidele care i-au propulsat în funcțiile respective. Așa este. Și spuneam la început că nu este nici constituțional și cred că și nu mai cred, și nici legal ca un mandat să fie exercitat imperativ, să fie pus sub semnul imperativității pe diverse traiectorii pe care le solicită partidul din care provin consilierii. Există această responsabilitate, o răspundere politică față de partid al consilierului, pentru că partidul a propus acolo, este corect acest lucru, pe liste și așa mai departe, dar în același timp cred totuși, și nu cred, științific trebuie să spunem că interesul de partid nu trebuie să suprime interesul public, interesul general pe care îl are comunitatea din Târgu Jiu. Ei toți trebuie să acționeze pentru comunitate și pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu. În cadrul Consiliului Local sunt anumiți lideri, să spun, de opinie, care au oarecare experiență. Și eu m-am exprimat de mai multe ori pentru că așa observ și consider că nivelul consilierilor locali este unul slab, iar ei pot fi foarte ușor influențați de opiniile manifestate în cadrul Consiliului Local de anumiți lideri care, așa cum am spus, au mai mare experiență. Și ei pot să răstoarne situația din cadrul Consiliului, pot să, prin luările de poziție, pot să respingă o inițiativă a primarului, chiar dacă inițiativa aceea este la început împărtășită și de unii dintre consilierii locali. Așa s-a întâmplat cu acel teren pe care de pe strada Geneva, pe care primarul municipiului Târgu Jiu l-a propus în vederea achiziționării, un teren aflat într-o zonă deosebit de bună, amplasat într-o zonă centrală aproape de Calea Eroilor. Și n-a fost prima dată, iar ceilalți consilieri de multe ori sunt influențați pentru că sunt slab pregătiți. Acesta este punctul meu de vedere. Da, este punctul nostru de vedere și eu apreciez punctul de vedere pe care îl exprimați. Acum, liderii, sau a spune așa, nu este vina liderilor că pot să influențeze decizia pe care au ceilalți consilieri. Este vina partidelor care au propus consilieri mai slab pregătiți sau, eu știu, mai, să zicem, mai ușor influențabili și care schimbă decizia în funcție de ceea ce vin să demonstreze liderii. Revenim la primar. Orice funcție unipersonală presupune învestirea din capul locului cu o autoritate. Această autoritate, de tip administrativ aici, trebuie să aibă două componente. Una o numesc întotdeauna autoritatea epistemică, adică nivelul de cunoaștere a problemelor. O cunoaștere argumentată, o cunoaștere întemeiată și o cunoaștere care să fie drept argument pentru ceea ce reprezintă propunerea a lui în Consiliul Local. Și a doua autoritate este aceea pe care o conferă funcția de primar, ca funcție unipersonală. În sensul că el are o legitimitate destul de mare, dată prin alegeri, acele voturi, care s-au transformat în mandatul câștigător, îi conferă această posibilitate. Nu înțeleg reținerea pe care o are primarul, Marcel fiind până la un dascăl foarte bun, în același timp comunicativ, cred că ar trebui să apeleze la câteva metode din acestea de persuasiune prin care să-și motiveze consilierii în așa mod încât acești consilieri, când
sunt în situația de a-și da votul pentru proiect, să fie deja, hai să zicem așa, convinși. Convinși. Problema cu terenul respectiv, întâmplător, am discutat-o astăzi. Și lucrurile acolo... Se află chiar vis-a-vis de universitate. Se află chiar vis-a-vis de universitate. Să știți că atunci când avea o construcție provizorie, de altfel, pe el, terenul respectiv, cu construcția, când noi aveam nevoie de spații, am dorit să-l achiziționăm și n-a fost o valoare care să... Nu, n-a spus că a fost foarte mare. Nu. Dar nu era o valoare care să exprime prețul pentru o construcție utilă atunci. Acum e vorba doar de teren. Oricum, da. Vreau să vă spun că valoarea terenului azi este de vreo câteva ori mai mare decât valoarea cu care puteam noi să-l cumpărăm cu construcție cu tot. La momentul respectiv. La momentul respectiv. Și atunci întreb, oare câte locuri de parcare ar putea să fie acolo amplasate? În ce măsură acea parcare poate să fie sau devine rentabilă, se amortizează? În cât timp se amortizează parcarea respectivă? Dar parcări sunt foarte necesare în municipiul Târgu Jiu, trebuie să spunem, pentru că este o nebunie cu circulația și am și sunat și am spus domnului primar Marcel, prima propunere pe care aș vrea să o văd că o faci consilierul și rezolvi este aceea ca între orele, mai ales cât e mișcarea aceasta, copiii care merg la școală dimineața, la ora prânzului, când se retrag și se face schimbul la școli, încearcă să treci pe șoseaua de centură și pe o parte și pe cealaltă a municipiului, mașinile acestea de școală, de șoferi, care blochează pur și simplu circulația. Sunt atât de multe și atât de mulți șoferi vor ieși și atâtea mașini încă vor fi puse în circulație, încât municipiul Târgu Jiu se va bloca total. Mie mi se pare așa mai că... ușor, nu, o secundă, mai ușor ajungeam de la sediul Ministerului Educației la sediul Guvernului sau la Comisia Națională de Promovare sau chiar undeva mai departe, Ministerul de Externe, bine, acolo era cu antemergători, altceva, la sediul Guvernului, decât ajung de la CEAME, din zona CEAME, la universitate, la anumite ore dimineața. Este o problemă mare și din câte știu, chiar ieri a fost invitat la Gorj TV primarul municipiului Târgu Jiu. Prioritatea lui o reprezintă construirea sau amenajarea unor astfel de parcări, chiar unor parcări subterane. Dar vedeți, de la nivelul acesta declarativ până la a trece efectiv la construcția acestor parcări este o cale destul de lungă. Cred că s-ar mai putea utiliza zona aceasta, nu știu cum va ieși treaba cu stadionul. Dar acolo, iarăși, pot să fie amenajate mai multe locuri de parcare. Păi este prevăzut o parcare cu, bun, în jur de 300 de locuri. Parcări subterane sunt necesare. În marile orașe s-au construit asemenea parcări. Sunt utile. Sau supraterane. Dar va fi o chestiune de durată. Se duce mandatul lui Marcel Romanescu până în momentul în care vom avea la Târgu Jiu, putem să facem pariu, până vom avea o parcare subterană. Măcar să înceapă, da, sigur, măcar să înceapă. Oare după ce se mai descongestionează orașul cu utilizarea șoselei de centură, după ce se prelungește șoseaua de centură, cum va fi circulată? Dacă numărul de mașini este, de automobile, dacă este în creștere, nu se va rezolva mare lucru. Da, aceasta e principalul, deci preocuparea lui este pentru parcări, să înțeleg, din declarația lui Marcel. Una dintre. Preocuparea lor și a lor, deși a autorității locale la municipiul și a Consiliului Județean, trebuie să o reprezinte intrarea zonei într-un circuit
să zicem, economic eficient, o lărgire a posibilităților de dezvoltare a infrastructurii care să aducă joburi pentru oameni, pentru tineri, în special pentru absolvenții de învățământ superior. Este foarte greu să-i mai ții pe tineri în județul Este Gorj. Foarte greu și să știți că am făcut sondaje în liceele foarte bune, dar și în cele mai îndepărtate, nu spun că sunt mai slab, mai îndepărtate de centrul județului și mai toți tinerii care optează pentru universități în alte orașe trec pe primul plan tocmai această posibilitate. Și anume aceea că în orașele și mai ales orașele care sunt dispuse în zone oarecum mai îndepărtate și la 300 de kilometri de Târgu Jiu își pot găsi servicii încă din timpul studenției. Adică sunt companii, sunt diverse agenții economici, sunt chiar instituții publice care și caută încă din timpul studenției, realizează niște precontracte cu ei și după absolvire îi În 2017 preiau. Parcă a fost un reviriment așa pe, în domeniul economic. Chiar cei de la șomaj afirmau că este anul cu cele mai bune rezultate și cu un număr foarte redus de șomeri. Bun. Hai să luăm lucrurile acum. Eu indicat, știți, acum am finalizat o carte care se numește Lebăda Neagră a lui Nassib Taleb, confirmarea incertitudinii sau confirmarea erorii. Ei, aici este vorba, dar de aici am început să mă îndoiesc de toate tipurile de prognoze și de toate tipurile de statistici care sunt conferite. Iată, aici, în problema șomajului. Pe sigur că numărul șomerilor a scăzut, odată, pentru aspectul că nu sunt considerați șomeri toți cei care nu au serviciu, ci aceia care caută de lucru și după o anumită perioadă, după 2 ani, ei nu mai sunt în evidență. Și doi, cealaltă parte de care discutam împreună amândoi, pe cât s-au plecat afară din România? Păi, normal că știți ce o să apară acum? Practic sunt trei coordonate care conduc la o degradare serioasă a vieții, în general, nu numai în România. Dar prima la noi va fi criza de forță de muncă. Deci se va trece... Deja exact, este, se resimte. Se resimte și se va accentua fără forță. Deci aici nu mai e o problemă să rezolve cu șomerii, pentru că va fi o problemă să caute. Și pentru că ai noștri, cei buni, meseriașii buni, profesioniștii în domeniul lor, au plecat afară. Și forță de muncă, ne referim la forță de muncă calificată. Forță de muncă, sigur că da, și o forță de muncă performantă. Păi dacă acum nu găsești, dacă vrei un instalator și care să-ți facă o lucrare ca lumea, un calorifer să nu mai cu, nu-l găsești, trebuie să cauți 2-3 până când. Dacă încerci să apelezi la un tâmplar bun, nici geamuri nu știu să pună și sunt angajați pe meseria respectivă. Deci aici este o problemă, în primul rând, a Sistemului Național de Învățământ, care dacă vom avea timp cu altă ocazie, probabil vin cu plăcere să discutăm, pentru că este în aproape de colaps, este în marginea prăpastiei, nu mai pregătim deloc meseriași. Se merge, școala profesională e considerată un fel de paria al învățământului românesc, o mare eroare, pentru că noi am avut școli profesionale excepționale, la Spiriu Haret încoace și până pe la sfârșitul anilor 80. Am avut școli profesionale cu meseriași excepționali și care făceau după aceea și parte teoretică și și-au făcut carieră în alte, și în alte domenii, dar erau meseriași foarte buni. Și plecarea lor afară creează această mare problemă, criză de forță de muncă. Cea de-a doua criză care se preconizează, și nu se preconizează, este în manifestare, este o criză demografică.
o criză demografică ce conduce la pierderea identității noastre. Pentru că această criză demografică manifestată pe de o parte printr-o natalitate scăzută, mortalitate destul de ridicată, apoi prin migrarea. Migrarea este altceva, iar la fel. Și prin lipsa de, de motivare a tinerilor pentru temere de căsătorii, dar mai ales pentru copii, va conduce la asemenea fenomen care se manifestă foarte serios acum în statele nordice, dar și în Franța. În Franța, o franțuzoaică, să zicem, neaoșă, de origine franceză, are un număr de unul, maxim doi copii. O franțuzoaică de origine maghrebiană are la 4-6 copii. Și atunci este vorba încet, încet de o schimbare, o destrămare, o destructurare a identității și la francezi, nu numai la noi. Ei, când vom, și cea de-a treia, vorbeați dumneavoastră și la solicitarea mea, și aș fi dorit să se meargă în fiecare an cu conferințe științifice pe problematicile de schimbare a climei, pentru că sunt și încălzire globală, pentru că sunt ce constatăm în aceste zile probleme serioase și acum vă detectez un pic, cineva mi-a solicitat scrieți viața și m-am apucat de vreo 3 zile să scriu despre, bineînțeles, mi se pun întrebări și răspund la ele viața mea. Și mi-aminteam de iernile când eram copil, la grădință, când m-am dus la grădință, nu benevol până la de nevoie, te las să mă duc, că n-aveam cu cine rămâne acasă, iernile acelea cu troiene, iernile cu zăpezi bogate, primăverile cu, la fel, cu clima lor corespunzătoare. Și din această încălzire globală se va ajunge la o mare problemă, și anume aceea pe care unii o resimt serios, criza de apă potabilă. Și atunci sunt explicabile aproape toate mutațiile ce se produc la nivelul populațiilor, cu plecările celor din zonele sărace, cu invaziile, pentru că la un moment dat discutăm chiar de niște invazii, care generează o scădere a potențialului de viață. Trebuie să ne oprim aici cu prima parte a emisiunii. Urmează o scurtă pauză de publicitate. Revenim în studioul Gorj TV după câteva minute. Ne-am întors la emisiunea Numele Adevărului. Invitatul din această seară este domnul Adrian Gorun, președintele Senatului Universității Constantin Brâncuș, un fin observator al vieții sociale și politice atât din județul Gorj cât și de la nivel național. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre această situație de la nivelul municipiului Târgu Jiu și impresia mea e că cele două tabere parcă joacă un poker așa și amândouă merg la Cacealma, dacă mi este permis o figură de stil, pentru că vrând nevrând se gândesc la alegerile din 2020, iată suntem în 2018 și iată că mai ales la nivelul PSD sunt ceva frământări, pentru că se caută un candidat cu șanse, mai ales după înfrângerea usturătoare suferită anul trecut. Și pentru că din această este o chestiune de, până la urmă, de percepție politică, pentru că primarul în exercițiu Marcel Romanescu poate să motiveze și poate să meargă pe această carte, dacă tu vorbeam de poker câștigătoare, că nu a avut un consiliu favorabil și din acest motiv el a venit cu proiecte, cu propuneri viabile pentru municipiul Târgu Jiu, dar din acest motiv nu a putut să-și pună în aplicare strategia. Iar pe partea cealaltă, adversarii din PSD și ALDE pot să motiveze că
primarul nu a făcut mare lucru și că trebuie să, ca oamenii cetățenii să voteze un alt primar. Un alt primar. Logic. Da. Logic. Logic, dar cred la urmă, tot cetățenii, așa cum am spus, au de suferit. Eu totuși cred că Marcel Romanescu, atunci când a candidat, a știut că sunt alegeri doar pentru primar. El știa că există un consiliu local constituit, legal constituit, tot prin alegeri, și în același timp trebuia să aibă pregătită varianta câștigătoare. Adică aceea în care proiectul de municipiu cu care venea să fie unul care să constituie consensul pentru problemele majore ale municipiului Târgu Jiu. Altfel, așteptările sunt exact, cum perfect și competent le-ați definit dumneavoastră, acelea că vor arunca vina dintr-o parte în cealaltă și oamenii trebuie să înțeleagă. Nu cred în mai mult, să fiu sincer, nu cred mai mult în funcțiuni personale decât în organisme colegiale. Organisme colegiale presupun strângerea la oaltă a mai multor purtători de idei și din dezbaterile respective pot să apară soluțiile corecte și la acele dezbateri să participe și primarul. Nu știu, eu știu, nu-mi permis să să-i sfătuiesc ceva, dar le indic totuși un vector comun, unificator, să se ocupe de Constantin Brâncuș, de operele lui Constantin Brâncuș, să facă din acest municipiu un municipiu cu o identitate unică în Europa, tocmai prin valorile pe care le conservă și valorile pe care prea puțin le promovează, vorba de valorile Brâncuș, și în acest mod nu cred că vreunul dintre consilieri ar veni cu să se opună la soluții care să promoveze în lume un geniu cu opera sa, care este Constantin Brâncuș, un geniu de care se ocupă foarte mulți, dar cu ghilimele de rigoare, dar e ținut pe nedrept și într-o situație de ignoranță generală și în același timp de conservare în sensul rău al cuvântului. Sigur că ați văzut că săptămâna trecută l-am invitat pe un Caramitru aici, i-a propus pentru doctor honoris causa de mai mult timp și el a povestit aici pe scurt, așa, istoria aceasta a coloanei. Este și cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu. Și ce probleme au fost create atunci. Se tot discută că altcineva are dreptul de imagine. Și este cam salvatorul coloanei, pentru că... Este. Trebuie să recunoaștem. Este salvatorul coloanei, pentru că era trântită la pământ, vășteau vacile în jurul ei și simbolul, a spune, simbolul numărul 1 acestei zone, coloana, devenise, se cam sfârșea. Radu Varia a început să o demoleze. Sfârșea. Da, așa, Radu Varia cu problemele pe care le-a creat aici, iar nu știu, din punct de vedere juridic, să spune că altcineva ar avea dreptul de imagine tot. Domnul, este imposibil, Brâncuș nu este al unui om. Brâncuș în patrimoniu public. Așa cum și în cazul consilierilor și primarului. Nu, problemele de partid sunt probleme de partid, problemele municipiului sunt problemele tuturor. Noi nu discutăm pe fragmente aici, că partidul cu tare vrea cu tare, ceilalți vor... Noi mergem totuși, hai să le dăm să le acordăm această prezumție de bună credință și că toți au candidat pentru a deservi, în primul rând, oamenii din municipiul Târgu Jiu și de a face din municipiul Târgu Jiu o reședință de județ care să concure cu alte, pentru că sunt toate dimensiunile Târgu Jiului care stau mult mai bine.
Alba Iulia, de exemplu. Alba Iulia nu mai discutăm. Și chiar urmăm în pauza de publicitate că populația municipiului Alba Iulia a crescut. A crescut, noi suntem în scădere. Noi am, cred că am ajuns până la 60-70 de mii de locuri. 68-70, cred că da. De la în jur de 90, parcă, 90 ceva. Plecând de afară, pe urmă cu dispărție și plecarea la țară. Bine, că acum dacă intrăm și pe ce este în statele din România, e valea plângerii, cum se spune. Deci, la fel, am făcut ceva studii, cred că am mai spus acest lucru, la depopularea la care sunt supuse unele comune rurale, să folosesc termenul cum era în legislația anterioară. Deci unele comune din România iau săcelul. În 40 de ani nu mai rămâne niciun locuitor. La rata natalității, rata mortalității. Ce mai vin, probabil o să vină prin stațiune pe acolo. Este vizibilă de populare pentru că sunt case părăsite, este, așa cum ați prezentat, o imagine tristă. Da. Până la urmă. A fost invitat în urmă cu ceva timp în cadrul emisiunii actorul, regizorul, omul de teatru foarte cunoscut, Mihai Groia Sandu, care l-a interpretat pe Arlechino, a pus în scenă o piesă la teatrul Elvira Godeanu și chiar a avut cred că spre finalul emisiunii, o intervenție memorabilă și le bătea obrazul autorităților din Târgu Jiu pentru că nu au știut până acum să valorifice potențialul lui Constantin Brâncu și chiar spunea că municipiul Târgu Jiu ar putea să fie și ar trebui să fie o destinație turistică importantă din Europa de Est și că municipiul Târgu Jiu ar putea să trăiască, sau mulți oameni din municipiul Târgu Jiu ar putea să trăiască în acest domeniu al turismului și al turismului cultural și care să se implice în această valorificare. Ce putem face? Avem câteva proiecte care bat pasul pe loc. Avem acest proiect de modernizare a Căii Eroilor. Este doar pe hârtie, nici măcar nu a avut loc, s-a aprobat o primă tranșă de 80 de miliarde de lei, o sumă infimă față de valoarea totală a proiectului, care implică modernizarea întregii axe, de la Poarta Sărutului până la Parcul Coloane, până la Coloană. Deci, așa cum am spus, o sumă infimă. Mai avem acel Muzeu Național Constantin Brâncuș, care tot la fel este pe hârtie. Nu se mișcă nimic. Nu se mișcă pentru că aici, sigur, trebuie cheltuiți bani și nu știu ce bani ar veni la început în plus. E o chestiune care ar fi de durat asta, în primul rând. Doi, cred că nu există o inițiativă susținută pe acest domeniu. Ar fi trebuit să se bată drumurile și la Ministerul Culturii de nu știu câte ori. Ar fi trebuit să se găsească intrare mai serioasă, nu așa, la UNESCO. Ar fi trebuit ca atunci când se realizează proiecte pentru a accesa fonduri europene să se meargă cu măcar cu unele dimensiuni ale acestui proiect mare pe care dumneavoastră spuneți aici, dar mai întâi de toate trebuie realizată promovarea lui Brâncuș. Ori nu este promovat. Sigur că sunt foarte mulți descriptori, așa, fiecare se dă cu mare specialist în Brâncuș, așa mai departe. Cred că am văzut cel puțin 40 de variante ale interpretării Poții Sărutului, domnule. Și toate sunt cam în contradicție cu ceea ce a afirmat Brâncuș despre momentul în care a realizat Poarta Sărutului. Deci foarte mulți exegeți, să le zic așa, dar nu au realizat această trecere dintr-un plan al speculativului într-un plan al acțiunii. Și așa vom vorbi probabil an și ani și două vom mai fi pe noi pe aici prin Târgu Jiu, fizic vorbind, adică ne ducem dincolo, eu vorbesc despre mine și nu o să văd un proiect de asemenea măsură încât să, așa cum merg să
eu știu, se adună nu știu câți turiști pentru a vedea cum a prins la nivel românilor mitului Dracula, care e până la urmă chiar inventat. Așa, e inventat, dar în același timp nu e nici prea benefic pentru noi români să se facă din asta. E cunoscut în toată lumea. Să scoatem bani, nu? E cunoscut în toată lumea. Corect, dar o modalitate de a valorifica pe Brâncuși la Târgu Jiu ar fi una de excepție. Și vorbeați de Alba Iulia. Alba Iulia a progresat foarte mult. Deci a progresat foarte mult și, na, hai să fim serioși, că nu are mai multe resurse nici naturale, nici culturale decât municipiul Târgu Jiu și zona noastră. Iată, în alte părți s-a putut, adică la Alba Iulia s-a modernizat cetatea și atrage foarte mulți turiști an de an. Este, da, o, da? Este o emblemă. Asta da? Este, sigur. Și pentru noi Brâncuși este o, o emblemă. La Craiova a fost modernizat centrul vechi. La Craiova eu sunt uimit. Se construiește, ce s-a putut se construiește face? Un muzeu dedicat exclusiv lui Constantin Așa, Brâncuși. Așa, au făcut din niște ruinuri, a făcut spitalul acela municipal pe care chiar povesteau, am văzut televiziunea națională cu un reportaj. Au durat vreo 2 ani și jumătate aprobările ca să și proiectul și într-un an au construit un spital care e asemănător unui hotel. Deci iată că se pot face. Nu mai vorbim de stadionul acela care este magnific. Și cel mai important este că acolo se desfășoară un spectacol da. Sportiv acolo, până la acolo urmă. Acolo au reușit încet, încet să-și reconstituie o echipă. Echipă care va stimula foarte mult, până la urmă, chiar turismul în următorii ani în Craiova și dureros este că la Târgu Jiu, deși am avut o echipă Pandurii competitivă, foarte mult peste ei, că era peste ei la, la un moment dat, așa, acum se duce spre divizia C. Și o să avem un stadion modern, nu știu când, probabil în vară, am văzut că se mai decalează teme, dar nu o să avem nicio echipă de fotbal. În schimb, o să avem, că avem o echipă de handbal foarte bună, de exemplu, la universitate. Haideți să vorbim și despre aceste echipe de handbal, pentru că tot ieri, în cadrul emisiunii realizate, moderată de colegul meu, Sorin Călugărița, primarul Marcel Romanescu spunea că va intra într-un parteneriat cu cele două echipe de handbal și de basket în vederea promovării în primele ligi, că este normal să se întâmple acest lucru și parteneriatul se va derula prin intermediul clubului sportiv municipal. Spunea primarul că ar fi ceva anormal ca municipalitatea să intre în competiție cu echipele care deja activează. Bun, aici e o problemă care deja, eu știu, am discutat-o și eu, mi-a promis că va veni într-un parteneriat, dar cred că va trebui făcut un parteneriat între cluburi și nici de cum un parteneriat doar cu echipele. Pentru că echipa de handbal a universității este a clubului Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. Deci acești tineri care eu spun că sunt destul de performanți și m-au câștigat, merg ei la meciuri, în sfârșit le-am sugerat și ce transferul să fac, au adus 2 jucători foarte buni acum de la Oradea, deci la principala competitoare. La handbal știu că e pe prima poziție, da? Nu, e pe poziția a doua pentru că au pierdut la un gol diferență la Oradea, dar meciul retur se joacă aici la Târgu Jiu, deci au, părerea mea este că șansele de promovare sunt peste 95%. Mai ales că le-a furat jucătorii da, nu, le-a cumpărat, mai buni. Da. Ei au vrut să vină. De ghirinare, bineînțeles. Da, da, aici au aplicat și un pic politica lui Becali. Antrenorul are același nume și prenume cu mine, deși nu suntem niciun fel de rudă, tot Adrian Goru, și un băiat foarte bun, priceput, cu băieții sunt ia la fel de excepție. Și un produs al handball-ului Gorjean. Gorjean. Problema care se pune este aceea a finanțării, pentru că numai cu sumele pe care le
conferă ministerul pentru cluburi, nu poți să plătești competiția mai mult de 2 luni și jumătate. De aceea e nevoie de sprijin. Acum, faptul că ei vor să aibă și au, am înțeles că au hotărâre pentru un club sportiv municipal, este un lucru lăudabil. Va fi foarte dificil atunci totuși să menții două echipe, să zicem, de handbal în divizia națională. Să zicem, sau altă. Poate că trebuia să investească ceva și pentru alte sporturi. Că nu sporturi. Ar avea sens. Nu are sens să intre în competiție, să intrăm în competiție de genul ăsta. Asta spunea și primarul, că nu are niciun sens. Nu are niciun sens. Eventual se dezvoltă acela, cum spuneați dumneavoastră, se dezvoltă pe linia aceasta. Handbal fete, de exemplu, sau volei, sau, eu știu, atletism și alte și alte sporturi. Să vedem ce posibilități au de a susține și ei, pentru că noi suntem în momentul de față și îndreptății să credem în ei și în același timp sunt pentru noi unul din vectorii de imagine foarte buni, mai ales că ei la fiecare pauză cântă imnul universității, promovează imaginea universității și atâta timp cât sunt pe locuri fruntașe, este excepțional. Sportul este cel mai bun ambasador până la urmă. Așa este și dacă luăm și ce sportive am avut și avem încă prin ei, tot despre ei și amintesc cei mai mulți. Mai avem doar câteva minute la dispoziție și aș vrea să ne spuneți care mai este situația universității. Știu că la un moment dat se declanșase o procedură specială de monitorizare. Care în momentul de față se află în acest proces de monitorizare, când va ieși? Problema cu monitorizarea este, a spune, o problemă care nu ne îngrijorează, ăsta este un aspect. Cel al doilea este legat de conținutul monitorizării, este practic o verificare a modalității în care se gestionează anumite resurse, pentru că pe mandatul fostului rector s-a făcut o solicitare de suplimentare a unor resurse și atunci s-a angajat universitatea a spune prin diminuarea autonomiei ei într-un asemenea proces. Este o reacție, a spune, răutăcioasă a secretarului de stat de la Măsăsul Superior, Gigel Paraschiv îl cheamă, un inginer destoinic, de altfel, care la mersul cu pâra al fostului rector n-a făcut altceva decât să, cum să zice, după ce Senatul a destituit-o, să dea oarecum satisfacție și doamnei care a îndeplinit funcția de rector. Noi am acționat în instanță acest ordin de monitorizare și eu sunt convins că vom câștiga, dar în același timp, probabil, până în momentul în care se încheie procesul, monitorizarea se va încheia, pentru că s-a făcut o vizită, s-a observat, că am ținut cont de micilor observații. În schimb, toată reacția mea împotriva acestui procedeu a venit dintr-un, considerând extrem de simplu. Accept să fim controlați de oameni care știu mai multe decât noi. Adică exact ca și când un profesor ar fi depășit de elevii săi, așa când un chirurg ar fi depășit de un măcelar, etc., etc. Ce vreau să spun? Cei care au realizat această monitorizare, care au realizat, până la urmă, controlul pe baza care au dispus monitorizarea, sunt, fără să ghilimele ceea ce spun, analfabeți. Ei sunt lucrători în Ministerul Educației. Prima condiție pentru funcționarul public este aceea de a ști să scrie românește și să vorbească limba română. Ei și pot, dacă vreți, la emisiunea următoare, vin cu document și vă demonstrez, ei nu știu să scrie în limba română. Trimit document oficial, semnat
de autoritate ministerială într-o universitate cu greșeli de gramatică pe care nu sunt îndreptățiți să le facă elevi de clasa a treia. Multe greșeli? Destule. Poate a fost nu destule scăpare. Destule că se repetă. Știți? Și sunt profesor vechi și știu ce. Și nu se poate niciodată spune, știți, a scris secretara. Nu că e semnătura lui X și Y acolo. Și știu că am avut o reacție foarte dură și știu bine că eu cunosc problemele în învățământul românesc fără lipsă de modestie mult mai bine decât ei. Eu nu pot să agrez ideea, iau doar un exemplu, de a schimba calendarul bacalaureatului în timpul anului școlar. Pentru că e vorba, elevii aceștia nu sunt niște obiecte. Cobai, să faci experimente, da. Să fac experimente pe ei. S-a introdus manuale alternative pe mandatul lui Marga. Au mers foarte bine. Dintr-o, până la urmă, grandomanie, cel care e acum ministru, profesor de liceu, de altfel, totuși, ministrul educației, scaunului Haret, trebuie ocupat de personalități reprezentative ale învățământului și educației românești. E, a merge acum și a vorbi despre manualul unic după 28 de ani de societate care avansează măcar spre democrație. Hai să zicem, nu e ea de nivelul democrației occidentale, dar oricum avem, care au oficializat pluralismul și cultura. Să te întorci la nivelul anului 89 este până la urmă aberant. Dacă nu, măsurile acestea de reformare a învățământului, mi-amintesc că la nivelul anului 99, învățământul românesc a fost primul domeniu care a trecut probele la Uniunea Europeană. Deci capitol închis. Și acum venim cu așa ceva. Și bulversăm, în primul rând. O propoziție finală aici. Sistemul de educație, așa cum este gestionat în prezent în România, și de nivel superior, și de nivelul secundar și gimnazial, este la marginea prăpastiei. Vă mulțumesc pentru prezență. Iată prima apariție după pauză de 2 ani. Domnilor și domnilor, ne oprim aici. Am depășit puțin timpul alocat emisiunii noastre, dar subiectele dezbătute sper că v-au captat atenția. Ne revedem și mâine seară, tot de la ora 21.